Deci acum suntem la apartamentul 15. Așa. Aici, mă rog, e la bucătărie, La încă nu e bucătărie gata. am decopertat până la cărămidă, nu se vede. Da, mă rog, da. Las. Am decopertat până la cărămidă și a tecuit peretele ăsta și da, ăsta. Da, dacă nu se vede... La momentan nu l-am decopertat, că trebuie să rezolv cu apa aici. Da. Cu ăstea, aici se vede... A, de la cu vecinii? E țeama spartă la da. Ei. Da, aha, vecinii de sus. Da, da. Păi, ăla a mai dat vreun semn? Păi, cred că e sărbătorile și n-a mai dat, că de-aia uitați și aici. Da, ultima dată... Ultima dată a rămas că vorbește cu ăla, că face, că trebuie. Vedeți în ce stil a. Trebuie neapărat să o schimb. Vrei să mai dăm nu, aștept să treacă sărbătorile și... Neapărat trebuie să le fac. Da, așa, hai să vedem. Așa, aici am turnat și apa. N-am avut nici asta. Nu o să mai comand și apă. O să văd risip ciment, să rezolv. Păi și unde depozitezi nisipul și cimentul? O să aduc la saci. Am mai cumpărat saci, o să aduc la saci. Păi zi-mi să-mi spui cât mai e de redat la saci. Nu, trebuie să vedem, să vedem de unde iau. Așa, aici este baia. Deci aici o să vie WC-ul, de fapt. Da, aici e WC-ul. Aici o să vină WC-ul. Da. În locul WC-ului o să vină aici în locul chiuvet. WC-ului o să fie chiuvet, aici chiuveta. O să fie o mică ghenă, că nu am ce face da. Din cauza da. La țevi. Aici ai înlocuit țeava, o să vină da, țeava e schimbată. Da, stai, o să ajungă. Deci, iar aici va fi dușul. Deci, chiuveta aici așa, și exact aici dușul. Dușul. Ia, stai duș să deschis, văd. Deschis, cum ar vrea, dar o să fie da. Paravan. Așa, paravan, ca să nu... Și aici este țeava care s-a... Da, e țeava veche, ca și de... Asta e țeava veche și asta e țeava nouă. Și coturile alea nu le puteam schimba sau E complicația mult prea mare ca să le schimb. Cum? E complicația mult prea mare. De ce? Și alea sunt ok. Păi sunt legate la scurgerea lui și după aia are să-i desfac tot aia. Am acolo. Înțeles. Așa eu le-am izolat. Și o să mai insist încă o dată pe ele, da, eventual. Probabil că trebuie izolate da, bine, că altfel... Aici unde e îmbinarea, aici am carne pe țeavă, adică nu e problemă. Da. Și am băgat la toate mufele, la toate îmbinările, i-am băgat bandă butilică cu silicon, ca să fiu sigur că nu o să curgă niciodată. Bun. Aici se schimbă, o să vin, o să vedem, mă gândesc momentan unde să pun robineții de... Pentru chiuvetă. Robineții generali. Generali, aha. Da, n-aș vrea să-i pun aici. Da, da, da. Vă stric tot fardosul da, la care este ăsta. Mă gândesc să-i pun cumva aici. Bun, hai să vedem mai departe. Deci aici e cum s-a zidit pe partea ilaltă. Da. Așa. Aici de ideea ta sunt unul de gled, posibil să... Era la tavan, nu cred că la urmă îl faci. Da, da, da. Care e problema? De ce n-am început la tavan și mai am astea cu fundă tăiate? Vine a adus conductorul pentru instalație electrică. Da. Pentru a, mai au de adus conductor? Mai am, mai trebuie să mai aduc să mai timp, să văd cum fac. Mai am decât aici, becul de acolo, de sufragerie, mai am un pic. Așa. Aici ai zis că doar te încuiești sau cum? Aici te încuiești pentru că e prea subțire, da. N-am variantă. Și aici o să vină și priza. Am înțeles. Așa. Și aici te încuiești, nu mă complic să pun placă. Aici e, având în vedere că asta este sufragerie și aia, sunt două uși, de aici se aprinde lumina în sufragerie. Când ești în sufragerie, spre exemplu, și vrei să o închizi, o să o închizi de aici. Da. Ca să nu ieși afară. Așa. Pe că de la colegiul am început la colțare, l-am încălcat, l-am pregătit. Da. Aici e. Balconul, colțare. Am înțeles. Pregătim și colțare de finisare. Cam asta e. Aici e trasă șapă. Deci aici șapa a mai rămas doar pe porțiunea asta de aici. Porțiunea asta, care se vede aici, și ce e în baie la 16. Da, da, am atât înțeles. Atât. Bun. Deci nu, cam asta. Mai dar nu are rost să mai comand. Aha. Bun. Așa. Deci și acum o să trebuiască de făcut o comandă nouă de materiale. Da, crezi, e faianță. Aha. Pare
În comandă o să fie și întrerupătoare, lavabile, tot ce, da, mai, tot ce mai putem lua de la ăsta, de la mapă. Da, ok, bine.